Ziua vârstnicilor va fi organizată și anul acesta la Târgu Jiu. Numai puțin de 1500 de pensionari sunt așteptați să ia parte la eveniment. Special pentru ei, autoritățile locale au pregătit mai multe concursuri, tombole, dar și o masă festivă. De asemenea, vor fi acordate diplome de excelență participanților pentru activitatea depusă în cadrul cluburilor de pensionari. Primăria și Consiliul Local a organizat și va organiza în fiecare an acest eveniment important, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Ca și în anii precedenți, la festivitate vor participa pensionarii ce dețin titlul de membru în cluburile vârstei a treia. Și în acest an, acest eveniment este un eveniment la care sunt așteptați aproximativ 1500 de vârstnici. Eveniment la care selecția lor a fost făcută prin cluburile vârstei a treia, prin organizațiile, prin ligile, uniunile și chiar sindicatele persoanelor vârstnice. Sunt organizări ale acestora pe care le-am respectat, le respectăm. Sunt organizații care stau la baza acestei discuții vis-a-vis de persoanele care vor participa la acest eveniment. Pentru organizarea acestui eveniment, reprezentanții municipalității au alocat suma de 140.000 de lei.